Primăria Municipiului Călăraș și Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 au organizat în data de 4 iulie, în Parcul Central din Municipiul Călăraș, Ziua Dunării, eveniment ajuns la a 8-a ediție. În acest an, programul a fost unul divers, incluzând concursul de pescuit, competiția de vâslit, ateliere de pictură pentru copii, precum și servirea borșului de pește. De asemenea, cu această ocazie a fost inaugurat și Clubul Pescarilor, obiectiv finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Ce concurent este? 6? Ce număr e aici? 6. 0024. Numărul 6. Acolo mai sus. E acolo. Numărul 7 sunteți? Da, da. Nu, nu. Dumnealui e acolo. E și el. Cine e? Ce număr? 7. Ia și băiatul 7. E aici unul? Da. Uitați-vă la cântar aici. 0,370 și... 6. Numărul 10. 10 grame. 0,010. Numărul 10. Da. 0,010. N-am mai venit, n-are ce să contest. Hai, hai, dragul. Hai, hai. Ia zi. Numărul 11. Mai mă, ce ai făcut? Mai venit? Aproape 1. Ce ai? Da? Numărul 11 e concurentul. Aici, aici. E concurentul aici. Aici. Da, da, da. Și nu avem nici foarte. Eu sunt. Da. 0,016, numărul 11. 12. Numărul 12, Manole. Cornel. Da. Cornel. 0,152. 13, doamna Rodica. Eu. Opa, am stat să norocoasă. Mă scuzați. Doamna Rodica, numărul. Bun, mă norocos. 0044. Eu, 44, numai... E cu 2 de 0 în față, doamne. Mai departe, hai, Doru. Hai. Următor. Ce ai avut? Aici numărul... Dinu. 15. Dinu. 15. Dinu. Doamnă Dinu. Da, veni, mă. Da, da, da. Veniți aici, veniți la cântar. Dinu Gheorghe. Dinu, 0,058. Gata, Giu. 00. Hei, pe Grigorescu, înseamnă că trei. Numărul 16 ăla? Da. 0,090. Ce am reușit acum să terminăm și acest concurs de pescuit? La locul 3, Surcel Dragomir. Poftiți aici, domnul Surcel. Aveți și această... Și aveți și o undiță care data viitoare să prindă mai mult pește. Da? Și se pare că echipamentul e complet.
Felicitări! Locul 2, Lungeanu Nicolae. Rămâneți aici, stați că mai aveți și undița aia și să prindeți mai mult pește. Fata la noi. Da, și aici aveți echipament complet. O mâinetă și... Încet. Locul 1. Și locul 1, Dumitru Ion. Wow, Ionele, ia uite ce ai câștigat, Ionele. Uite cu... aici, Ionele, uite să da, uite așa, Ionele. Ție, acum, dacă tot ai câștigat, îți zic fie de întins, că parcă n-a... Și acum avem diplome de participare, ca să rămână în tradiție toată lumea să vină, să fie prezente la acest concurs. Avem așa, Stanciu Marian. Stanciu. Stanciu Costică. Grigorescu Doru. Hai, Doru. Bravo, Doru. Dacă te-ai trezit de dimineața, ai câștigat. Uite-mă, uite-mă. E vreun copil așa pe aici? Manole Cornel. Hai, Cornele. Ca anul ăsta, ți-ai ieșit de mână. În final, lăsăm loc la ținire. Foarte bine. Foarte bine, dacă vrei să doresc. Voi cu Georgian. Ce, bă? Hai, Georgian. Uite fata, uite. Pentru fata pe aici. Dinu Gheorghe. Ia domnișoare să ai două. Boitan Leonard. Iacob Barina. Felicitări, doamnă. Mulțumesc. Bravo, bravo, doamnă. Al câtelea nu sunteți, doamnă? Al patrulea. Tradiție, tradiție. Leda Marilena. Bravo, doamnă. Aici, aici. Felicitări. Bravo, da, mulțumesc. Igor. Pletea Nicușor. Aici. Felicitări. Tot neam. Panai Florian. Cum? Te duci tu acolo? Panai Florian. Pe iubesc eu la mânscute. Marinache Andrei. Hai mă, cuși. Asta se mai... Petru Laurențiu. Hai, Laurențiule. Data viitoare o să fie mai bine. Data viitoare. O să fie mai bine. Nu mai zic. Și Ghiță Valentin. Felicitări tuturor participanților. Mulțumim. Listele noastre de înscrieri sunt deschise. Până când vom trage linie, îi primim pe toți cei care vor să urce în canot, să se bucure de vâslit, de o repriză frumoasă. Ușor, ușor îi privim pe membrii celor trei echipaje care au ieșit deja la 8 zile. Ne salutăm și pe oficialitățile locale. Călăreșul, așa cum știți cu toții, prezenți de fiecare dată pe harta festivalului nostru, de Super România. Super atmosferă în Parcul Central,
foarte, foarte multă lume. Călărășenii sunt așteptați în continuare să se înscrie, indiferent de vârsta pe care o are fiecare dintre ei. Repet, am avut copii și de 2 ani alături de bunici, de seniori trecuți de 80 de ani. E important ca și ei să se bucure de o plimbare cu canotca, să simtă Dunărea foarte, foarte aproape, o Dunăre pe care trebuie să o păstrăm cât mai curată, în condițiile în care am văzut și pe cei de la USMV și ei au un echipaj, 12 echipe înscrise până în acest moment, a 13-a foarte aproape. Căluții de Mare este numele celei de-a 13-a echipe înscrise în cadrul concursului nostru. Descoperă România Festivalul Bărcilor cu Vâzle în cursa canoților de 11 locuri astăzi, pentru că sunt în continuare vremuri de pandemie, echipele sunt formate doar din 7 persoane. Atenție la mâini, să nu le prindeți. Hai, dreapta. Thank you.
Tragerea la sorți este esențială pentru toate echipajele. Vom avea trei culoare. Canot ca Sfântul Gheorghe va trage întotdeauna aproape de malul pe care ne aflăm noi. Canot ca Sulina va fi pe culoarul din mijloc, iar Chilia pe cel îndepărtat, spre plajă. Ca să știți exact când vă poziționați la start. Ok, începem, pentru că ultimele două echipe oricum vor rămâne bineînțelele de final. Haideți să notăm. Primul, capitanul de la BRTC Călăraș sau în fine, vreo muză, vreun copilaș, vreo bunică. BRTC. BRTC, Biroul Regional Transfrontalier. BRCT. BRTC scrie, BRRC citit. Asta apropo de echipajul Racheta. E cineva de la BRCT? Cum ar fi dispărut? Ei lucrează și în weekend? BRCT! Mai facem o încercare. E trecut de ora 12. BRCT? A, nu ne auzi. Hai, te rog, voi ați fost primii înscriși, primii îți trage și bilețelul și vedem exact poziția pe care se va duce echipajul 11. Deci va fi deja seria 4-a. Primăria municipiului Călăraș. Ia să vedem pe cine a delegat un primar. Zâmbește. Zâmbește, că nu te-ai în proces de verbale. 1, 7, 7, primăria Călăraș. Cel mai talentat cârmaci, așa, după ochiul meu format. A făcut plajă, cât au văzut din colegii lui. 14. 14, Speranța. Cine trage de la voi? Cine a făcut? 7, 9, Speranța. Spartanii. 1, 1, 2, 10. Nu, eu vreau... Bogdane, deci trage ea și cam căluci. Spartanii, 1. Tragem acum. Neptun, Jupiter, știți ce au în comun? Jeptunii. Jeptunii. 3. Jeptunii, 3. Echipajul Eta. Naveta. Racheta. Cine e capitanul? Racheta. Racheta pleacă pe poziția A 4. Securit. Mai 26. Securit. 2, 8. 8. Opa, Securit. Consiliul Județean Călăraș și aplauzele celor de la TSD și PSD Călăraș. 12. Suntem în ultima cu BRC cel mai prost, mă. TSD Călăraș. 10. Dacă nu te prezintă BRCT-ul, aia e. A, s-a prezentat? Păi nu, mă, dar nu știu. Cine mă să-i aștept? TSD, 10. PSD, ia să-i vedem. Hai, 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 hai! Bă, ce-am vrut să ne lucrătează, că mă bate de mult! 2 PSD. PSD. Da, PSD. USAMV. Nu că e TSD-ul 10. Unde am avut cât? 6 sau 9? Nu. Unde am avut 9? Acolo. Meseriașii. A, veni meseriașa, vă rog. Meseriașii. 13. Chilia va trage de fiecare dată ultima, da? Spre malul unde este plaja. Sulina pe culoarul din mijloc și Canot ca Sfântul Gheorghe pe culoarul apropiat de noi. Practic, spartanii se vor duce în larg, jeptunii vor trage aproape de malul nostru și PSD Călăraș pe culoarul din mijloc. Rugăminte, vă poziționați în zona startului un pic mai în spate ca să nu vă lăsați purtați de curenți. Fiți fair play, auziți comanda start, plecați. Câștigătoarele se vor califica automat în semifinale,
Acolo însă va mai merge o barcă de pe locul secund. Practic, fiecare cursă va fi cronometrată. Cel mai bun timp de pe locul 2, repet, se poate întâmpla ca într-o serie. Toate echipajele să aibă timp foarte bun, dar nu va merge decât una sau fie două. Vor merge. Așadar, rămânem în primul rând cu gândul la victorie. Să ne bucurăm de încă o etapă. Adevărat, cine a câștigat? Nu uitați, este marea finală de la Călăraș 2021. Descoperă România alături de toți prietenii și de partenerii noștri.
Așadar, avem festivitate de premiere după mai bine de 5 ore și jumătate de la începerea evenimentului nostru. Descoperă România încă o ediție pe care am încheiat-o cu bine aici la Călăraș. Vă așteptăm pe toți la festivitatea de premiere, repet, indiferent de locul pe care s-a clasat echipa pentru care ați evoluat. Doru Frolu, partenerul marelui Ivan Pațaichin, n-a putut să fie astăzi cu noi, dar o să salută pe toți. Și invitatul nostru special în acest an, primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce. Veți oficia festivitatea de premiere. Începem cu primul rând, Doru, cu mulțumirea noastră adresată celor care ne-au ajutat. În primul rând, primăria municipiului Călăraș. Mulțumim. Pentru că ne și, și anul viitor, dar asta s-o vă întreb la finalul festivității. Urmează festivitatea noastră de premiere cu echipele care au participat. Ne amintim 14 la număr. Ce începem? Da. Cu locul 14, cei de la USAMV Călăraș. Poftiți! Universitatea de Știință a Căzărăi și Medicină Universitară. Poftiți, felicitări! Stați aici, luați pentru toți colegii. Păi unde-ți colegii? Mai aveți colegi? Toată echipa. Locul 12, Consiliul Județean Călăraș. O, treci la post aici în mijloc. Ajungem la locul 11. Speranța. Speranța nu moare niciodată. Speranța. Haideți, hai Speranța. Și când moare Speranța, rămâne nădejde. Da, nu vom fi nădejde. O să sperăm că rămâne mai bine ca Speranța. Facem o văzut din asta? Da. Gata. Era necurat de Speranța. Felicitări și vouă. Tribuna. Ajungem și la locul 8. Cine? Jeptunii. Hai. Așa, hai la poze. Locul 7. Sau uși să nu crezi, mai ales să și vezi. Primăria Călăraș. Noi facem cu toți. Locul 6. Hai, PSD-ul. Călăraș. Păi sunteți de cum voi? Hai, luați voi pentru toți. Haideți la fotografie. Locul 5, surpriza competiției pentru care Discovery. La Discovery a involat civicul Vladimir. S-a supărat că nu l-a lăsat atunci la mesajul. PSD Călăraș.
Exact, domn primar, așa e mai bine. Așa că e mai bine. Oricum noi suntem câștigători. Bineînțeles. Ce-ar face? Zâmbiți, domnul bine! Este! Câștigătoarea ediției 2012. Hai, dragi! Cine e capitanul? Oh, no! Descoperă România, haideți cu toții aici pentru o ultimă fotografie. Hai echipa rachetă! Hai demonstrația! Racheta! 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 Sunteți gata? Gata! Hai să ridicăm